Curtea Bogdan. Ionela Prodan nu a fost externată din spital nici până acum. Medicii au decis să o mai țină sub observație, așa că va mai petrece ceva timp acolo. Alături de artistă de la bun început a fost fiica ei, Ana Maria Prodan, iar acum a venit de urgență din America și cealaltă fiică, Anca. Dar doamna Ionela Prodan nu a fost externată. Mai mult decât atât, fiica ei din America vine de urgență în România pentru a fi alături de mama Ionela Prodan. Multe persoane s-au întrebat de starea de sănătate a doamnei Ionela Prodan. Asta pentru că cu toții am văzut cât de mult a slăbit. Nu numai că a slăbit, dar arăta extraordinar. Deci și acum mă uimește vestea, pentru că era într-o stare excepțională. Adică întinerită cu, nu știu, 20-30 de ani. Deja putea să arunce buletinul. Adică chiar, nu știu, ce... Se știe ce a pățit? Nu, chiar nu știm exact de ce rămâne în continuare în spital. Clar, întâmpină niște probleme grave de sănătate. Bine, asta nu are nicio legătură cu siguranță cu vârsta, pentru că te poți îmbolnăvi la orice vârstă. Ce pot să spun? Doamne, uite, ferește. Înainte să se interneze în spital, doamna Ionela Prodan mi-a dat un telefon. Și am răspuns și am spune, bună seara, zic, sunt cu Tănesul, da, știu, voiam să-ți mulțumesc că m-ați invitat mereu la Star Matinal, eu nu mă simt prea bine, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți un an bun ție, echipei tale și vă mulțumesc foarte mult că ați fost mereu alături de noi, de mine, pentru că tot timpul doamna Ionela Prodan a fost aici la Star Matinal și spuneam, dacă când vă simțiți mai bine, poate veniți la Star Matinal, nu cred mai că mai vin, că nu mă simt bine. Și m-am speriat că a fost așa, ca un mesaj, știi, ca și cum îmi mulțumești unui om, băi, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, dar nu știu dacă ne mai vedem. Ceva de gen a sunat acel telefon pe care mi l-a dat doamna Ionela Prodan, un telefon care m-a speriat, dar apoi la 2-3 zile am aflat că este internată în spital și că medicii nu au externat-o încă. Deja cred că e o săptămână. Da, nu e nici mult, nici puțin. Acum depinde de afecțiune și cel mai bine și precaut ar fi să stea cât se poate de mult în spital, pentru că până la urmă, fiind cadrele medicale aproape, mult mai sigur și cum e, unii se însănătoșesc, pleacă și după aia boala revine și tocmai când crede că s-a stabilit. Dar vorbea foarte greu atunci la telefon. Deci, că de obicei când sunai pe doamna Ionela Prodan, ea tot timpul era veselă, zâmbea, făcea câte o glumă. Acum, deci vreau să spun că abia își găsea cuvintele și abia reușea să le rostească. Deci semn că nu e bine. Îngrijorător este, Silvi, și faptul că fiica ei, Anca, a luat de urgență avionul din Las Vegas, este stabilită de o viață acolo, toată familia este acolo și atunci ne punem semne de întrebare și... ne dăm seama că situația este gravă. Cu siguranță a avut nevoie de cineva care să stea în preajma ei în permanență, dar să nu ne impacientăm, că este o femeie puternică și cu siguranță rezistentă. Adică... este o femeie puternică, dar din păcate când sănătatea îți joacă feste și te răpune... Și eu ce să zic, îi doresc să fie rezistentă și să-și revină cât mai repede. Contează foarte mult și psihicul și atitudinea pe care o ai. Eu am văzut-o de fiecare dată că este optimistă și am ascultat niște interviuri în care a vorbit despre felul în care și-a reorganizat viața, despre cum mănâncă, cum se simte, cum a hotărât să elimine tot ce este rău din viață, tot ce e lucrurile care îi mâncau timp, care o determinau să nu-și mai trăiască viața cum dorește și cum simte. Deci este un om radical care știe să se reorganizeze și să elimine răul. Mă gândesc că dacă doamna Ionela Prodan ar fi făcut, nu știu, o operație, cum sunt acum, de micșorarea stomacului, să spui inel, să spui balon gastric, nu știu dacă vârsta ar fi permis ca să poată slăbească atât de mult. Pe de altă parte, ne e foarte adică greu fără intervenție, spui, că n-ar fi slăbit fără intervenție, asta vrei să spui. Da, mă gândesc că dacă ar fi făcut, nu cred că ar fi fost posibil la vârsta ei să facă o astfel de intervenție. Dacă a făcut intervenția, dacă a făcut-o nu, înainte să arate bine. Poate că suferă de ceva grav și din această cauză aș fi slăbit atât de mult. Că intervenția nu cred că ar fi fost medicii de acord să-i facă. Mai mult decât atât, noi tineri, eu, tu, Natalia, cu toți ne chinuim să slăbim și nu mâncăm, da. Poate ne fometăm, poate mâncăm o dată pe zi, poate mâncăm sau bem doar apă și slăbești foarte greu. Dar păi e o persoană care are o anumită vârstă,
să slăbească atât de mult cu un stil de viață sănătos, pare puțin greu de crezut. De asta mă gândesc. Fica a venit de urgență în România. Doamna Ionela Prodan mi-a dat telefon acum o săptămână și mi-a spus că este foarte rău și că nu se simte bine și abia vorbea. Este internată în spital. Nu, eu cred că acea etapă în care a slăbit și arăta așa cum o vedem acum nu are nicio legătură cu problema pe care o are acum. Dar pentru poate că a întâmplat o problemă de a slăbit nu și cred. Acum se simte mai rău. Uite-te ce atitudine avea și cum se simțea în momentul respectiv și nu în perioada. Dar a spus foarte clar că se simțea foarte obosită, că de aceea și vrut să slăbească, te prinde oboseala și dacă nu cauți să o pocălești puțin ca și corp, atunci a trebuit să renunți la carne, cafea și alcool. Însă, într-adevăr, vorbim despre un număr considerabil de kilograme pe care le-a dat jos fără vreo intervenție chirurgicală. Da, doamna Judea, am mai văzut și alte exemple de oameni cu voință care chiar și după anumită vârstă au reușit să facă un sacrificiu. Curios și este să este că acest moment coincide cumva cu așa momentul în care dânsa se simte foarte rău. Da. Doamna Judea, să fie bine. Asta e cel mai important și noi ne-am bucurat să fie în afara oricărui pelicol. Mai avem câteva știri de comentat imediat după pauză, așadar ne întoarcem, rămâneți alături de noi.